Bine ați venit la Camelia în bucătărie și vom începe cu cornulețele, cu aluatul de cornulețe și cum am spus, 500 de grame de făină, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Vom avea nevoie de 4 gălbenușuri, de 300 de smântână, de 250 de grame de unt, margarină sau untură, fiecare pune ce are, așa, un praf de sare, esență de rom sau de vanilie, coajă de lămâie și le vom da prin fistic, aici am fistic în praf și făinuță făcut, măcinat, le voi umple cu ciocolată, cine dorește poate umple și cu rahat și le vom da și prin puțin zahăr pudră, în aluat nu punem zahăr. Și acum să dăm deoparte și să începem. Și din albușuri vom face un blat. Un blat foarte, foarte bun. Așa. O să ne rămâne foarte, foarte multe albușuri și să vă dau o rețetă super, super. Puteți face și chec într-o formă de chec și să adăugați și cacao și ciocolată și fructe uscate din aceste albușuri. Este foarte, foarte bun. Sau o să facem un blat, puteți face un blat și îl umpleți cu fel de fel de creme. Și acum, voi pune 300 de făină, 500 de făină, mă scuzați, deci am pus 500 de făină. Punem și untul, puteți pune și margarină și untură, depinde cu ce doriți să faceți. Și o să punem și un praf de sare. Așa. Și acum, făina cu untul. O să o amestecăm așa bine și o să strângem așa untul cu făina până se incorporează foarte bine untul în făina noastră. Și apoi vom adăuga restul ingredientelor. Și vom pune smântână. Deci 300 de smântână. Așa, dăm deoparte. Punem și gălbenușurile. Vom adăuga și puțină esență. Esență de rom, de vanilie și puțină coajă de lămâie. Așa. Să fie aromate. O să facem și turta dulce. Și aceea se menține foarte bine, durează o lună, două, până se consumă, deci pot fi făcute înainte și cu 10-15 zile. Așa, ia să mai punem puțină coajă, să fie mai aromate. Cam atât. Punem așa totul, dăm deoparte. Și acum cu o palețică o să amestecăm. Întindem așa bine și punem totul aici. Ca să putem frământa bine acest aluat. Nu trebuie frământat prea mult. Așa. Vedeți ce frumos. Luăm și strângem aluatul. Și adăugăm făină. Și dacă vi se pare prea moale, mai adăugați puțină, puțină făină. În degrade. Așa. Acesta este aluatul. Ia uitați-l. Vedeți? Și acum îl punem în folie. Vedeți? Și punem în folie. Și îl dau la frigider la rece. Acesta este aluatul nostru. Vom avea nevoie acum de fistic și de ciocolată. Eu am să umplu cu ciocolată, dar puteți umple și cu rahat. Ia uitați-l cum arată. Vedeți?
Și vă puteți ajuta și cu făină la întins, dacă doriți. Așa. Voi lua o bucată de aluat, îl împart așa în patru. Și voi lua o bucată. Celelalte le pun aici în față. Așa. Să dăm formă la cornulețele noastre. Să întindem aluatul. Așa. Și voi tăia așa aluatul. Voi scoate surplusul. Apoi îl voi întinde din nou. Așa. Punem aici alături. Și acum voi presăra puțin fistic peste. Cornulețe cu fistic. Le puteți face și simple și după aceea le dați prin ciocolată și puneți fistic pe deasupra. Am să trec puțin cu sucitorul să se lipească. Voi lua o altă foaie de copt și o punem deasupra. Acum voi întoarce. Așa. Voi pune fistic din nou peste. Dacă ați ști cât sunt de bune, sunt delicioase. Așa. Și am să trec puțin sucitorul peste. O rotiță o să tăiem și o să facem cornulețele. Așa. Eu o pun pe hârtie că se întoarce foarte ușor și pot să lucrez foarte bine aluatul. Așa. Și acum o să luăm bucățele de ciocolată și o să le punem așa, aici. Sau puneți rahat. Fiecare pune ce are. Și acum răsucim. Ia să mă uit și la cuptor. Crește, crește. Au trecut abia 5 minute. Și acum întoarcem. Întoarcem așa. Ia uitați. Cornulețele noastre cu fistic. Și le așezăm aici în tavă. Am să-mi pun tava aici în față. Așa. Și să le așezăm așa.
Vedeți? Și le punem cu vârful în jos, ca să nu se desfacă. În loc de fistic puteți pune și nucă, alune, migdale, ce vă place. Și în compoziția unde puneți migdale, puneți esența de migdale, să vedeți ce bune sunt. Vedeți, prima tavă este gata. Ia uitați-le cum sunt. Vedeți? Sunt aproape gata. Le mai lăsăm încă puțin. Așa.